Salut tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. Ce o să facem mai exact în această serie? Ei bine, o să facem o bătălie între build-uri, ca să zic așa, la ce mă refer prin această chestie. O să fac un build eu, un build Adi, o să lăsăm wishlist-urile în descriere și o să lăsăm și un straw poll și acolo o să votați care build v-a plăcut mai mult. Țin să menționez că nu o să ținem cont de chestia asta de la PC Gear și te echipăm gratuit pentru că n-are rost. Și da, hai să începem. Bun. Ok. Începem întâi cu ce? Cu procesoare. Da, eu o să încep cu... Eu o să merg pe un i3. Pe Ok. un Intel. Eu o să merg pe un AMD, frate. Ok, No. deci tu o să mergi pe un AMD, să vedem aici. Dăm un Bun. Intel. Că avem Intel. Ia să vedem. Aș putea merge chiar și pe un Pentium, dar cred că un Intel ar, un i3 ar fi mult mai bun. Uite, un FX 6300 ar fi perfect. PC-urile astea sunt niște... O să facem un build până în 19-21, ceva pe acolo. Da, cam așa. Și da, pe PC-urile astea cred că o să vă meargă cam toate jocurile, aproape toate. Și da, na, puii mei. Deci am mers pe un AMD. Hai să vedem. De fapt. Recomandat pentru gaming, nu, pentru că dacă nu poți să iei o placă de bază de gaming în banii ăștia. Bă, parcă te uitai la mine în monitor, că și eu tot aceeași chestie, am dat recomandat pentru gaming și după când ai zis tu nu, am dat și eu, adică fix atunci Serios? Am pusasem, da, am pusasem pe nu. Trebuie să luăm un AM3 Plus, pentru că știu că AMD-ul are AM3 Plus. Ia să vedem. Bă, sincer să fiu, pe mine, mie nu prea plac plăcile astea de bază de la ASRock și nici pe ASUS nu prea-și merge. Eu merg cred pe că cel mai MSI. Bine ar fi un gigabyte. Da, sau... eu merg pe un MSI pentru că am încredere foarte mare în aceste plăci de bază și cam toate componentele lui sunt bune, știi și tu. Ținem cont de reduceri, da? Da, asta voiam să te întreb, dar am zis că poate e întrebare mai cam tâmpită. Cred că merg pe gigabyte-ul ăsta, chiar dacă e un pic mai scump, dar na, pui mei. Eu o să iau placa mea video, 950 meu, GTX-ul. Acum hai să luăm niște chestii mai basic. O să luăm un hard disk pentru că e foarte basic, pot să zic. Bun, hard disk-ul, ca de obicei, Western Digital. Eu pe ăsta le iau. Fata e că eu primesc produsele astea cadou, deci chestiile astea nu le băgați în seamă pentru că aici... Da, probabil, pe tocmai am zis de chestia da. Asta. Faza e că jocul de aici, chestia asta puteți să băgați în seamă pentru că dacă vă cumpărați acum în perioada asta de la PC Gear 950, vă dă un joc gratuit, ori Dead by Daylight și mai era încă un joc. Cred că Piscav, nu știu, încă un joc. Aduc în memoria acum. Ok, deci am ales astea trei. Placa asta video, sunt foarte mulțumit de ea, este placa mea video. Și pe aceasta am și eu acum un păcăm și este o placă video foarte bună. Ok, mergem deci pe un hard disk. Suportă frecvență ok placa asta de bază, așa că o să luăm o memorie, nu știu, să nu fie ceva foarte scump, dar nici ceva foarte ieftin, adică ceva ok. Băgăm un recomandat pentru gaming aici, că no, păi mei. Ok. Ia să vedem, luăm o sursă. Sursa, știu că o să mi-o sursă mai înainte, o sursă care mi s-a părut chiar ok. Avem, parcă da, dăduse, nu mai știu. Sursele trebuie să fie recomandate pentru gaming. Nu neapărat. Bă, una, da, unele bune ar par putea fi așa, știi? Ok. 3. Am văzut aici o placă video la 1800 cu 650 de volți. Nici măcar nu-mi trebuie atâta și puii mei. Și asta are tot 600 de volți. Caut ceva cu mai puțin volți care să coste un pic mai mult. Cred că merge una în 500 de volți. Eu nu știu acum dacă să bag un dual channel sau Pro. Să bag un single channel și după să mai pot să dai update. E cu schesis chestia asta. Deci căutăm o placă. Ia stai să-i dau nou. Ok, căutăm o placă de asta, o sursă mai bună. Ia să vedem, sursa asta 550 de volți de la Segotep. Aici, Superflow 550 de volți. Bă, sunt o grază de surse de aici și nu știu exact ce se iau. Sursa asta, am văzut niște chestii, adică am văzut niște review-uri și nu prea e chiar atât de bună. Da, eu vreau sursa extra puțin. Stai așa, ia să văd și eu, că sunt curios să văd ce ora mai sunt și ne recomandați pentru gaming, să zic așa. 500 de volți.
efectiv eficiența 89% și Zeppelinul superioară și ăsta peste. chiar scump și nu se merită. Dacă dăm o recomandare, e dăm iară pentru gaming, că nu știu exact, nu pot să mă deci la RAM. Trebuie să-mi aduc aminte ce sursă aveam eu. Hai să zicem că nu-și mai dă update niciodată la PC, deci o să iau două plăcuțe de RAM, key dual channel. Ia să vedem. Și cred că Și cele mai să bune ar te fur. fi, bă, totuși, Ok, Black Mamba, deci plus. mie mai trebuie, poate deci am placa de bază, O să merg pe procesorul. asta. Mai trebuie Da. carcasa și rami. Ok, carcasa și rami o să trebuiască să-i... Am găsit o carcasă destul de ok. Da, chiar trebuie să recarc asta, placa de bază. Ia să văd, că sunt curios. Deci de la Adică top sunt curios. vânzări, carcasa se Deci schiarce. are un format ATX, deci o să trebuiască cred, neapărat un middle tower. Acum hai să vedem carcase. Și eu tot pe middle tower am mers. Ok, Hai deci ne-a să mai iau rămas... totuși două ventilatoare minim, că înapoi vei. Mie mi-a mai rămas 1.000.000 și ceva pentru RAM. Ia să vedem ce memorii RAM găsesc eu la DDR4. Uite, carcasa asta e chiar ok, asta se goteb. Place. Asta pare prea chinezărie prima, așa că zic să iau totuși o carcasă cât de cât ok. Și ia să vedem noi, cine mai trebuie pe aici? Ne trebuie un ce? Viața nu mă Ne interesează, trebuie sursa. capacitate 8. Sursa. Ia să vedem. Trebuie să am o sursă cât de cât ok, deci hai să vedem totuși top vânzări, pentru că nu prea știu exact cum se ia la sursa. Cred că ar trebui Stai. este. Bă, ești nebun, nu mai găsesc. Unde era, mă? Frecvență, nu. Capacitate, nu. Tip, așa, de drept 4. Uite, nu mai găseam mai. Ok, deci avem aici de drept 4. Nu Nu găsesc găsesc. exact de căcat e. Nu știu exact unde e. Vreau să văd certificarea. A, uite certificarea acolo. Certificarea, hai un 80 plus bronz să fie. Ok, eu merg pe un crucial. Am auzit că e destul de ok. 6500 de vați ok. Nu știu exact. Bă, al meu 2105 lei. L-ai terminat deja? Eu încă nu l-am terminat pe al meu, mai durează un pic. Mă gândesc că... Da, plus că mai primești astea două acum. Deci în perioada asta o să primești și o carcasă gratis. Doar că... Bine, acum puteți să vă cumpărați de pe alte site-uri, poate găsiți mai ieftine. Na. Da, și chestia Eu asta e... totuși vă recomand să vă luați de pe PC Gaming pentru că, na, aveți garanție ok și chiar sunt foarte, foarte, foarte de treabă băieți de la PC Gaming, adică nu știu. Eu, spre exemplu, de la PC Garage mi-am luat și sunt foarte mulțumit. Și plus că puteți să vă cumpărați asamblarea, adică, na, dacă nu știți să asamblați și chestii, cumpărați Băi, de o aici să asamblarea. numim, cum numim PK-urile? Numim Zenz 1 Ioni 1, Zenz 2 Ioni 2, știi? În fiecare Da, episod. ceva de genul. Ok, eu îl numesc Zenz 1 pe ăsta. Ia să vedem să arunează Ok. wishlist. Eu acum am ajuns la placa video, cred că am băgat tot. Ok, A, și o perfect. să mai trebuia să iau și un Cooler Aftermarket, bineînțeles, pentru că, na, totuși este un AMD și AMD consumă destul de multe resurse și se încălzește foarte repede, așa că o să merg pe un AMD. Acum nu știu să vă cum mă încadrez cu banii. Băi, eu sunt destul de mulțumit de PK-ul ăsta pe care l-am făcut până acum. Uite placa asta video. E la reducere. 1750 Ti de asta am și eu, doar că eu am varianta de la Palit, adică varianta asta care e un pic mai scumpă. E un pic mai scumpă și totuși cred că nu se merită să o iei pe asta pentru că chiar asta cred că oferă mai multe performanțe, nu, Ce performanțe zici, mai mare. să tai partea asta până termini și tu PK-ul? Cum vrei. Cred că o să merg pe Gigabyte-ul ăsta. Pentru că, na. Stați aici. Bun, deci avem deja, am trecut de suma, adică n-am trecut ca 21, nu? Ok, eu mă uit acolo că Și am o oglindă. un cooler aftermarket, ia să vedem, coolere. Bă, deci camera mea video se încarcă și se descarcă singura. Din urmă avea o liniuță, acum are două. Asta cred că ar fi cam scump, dar ar merge chiar bine pe build-ul ăsta. Ia să vedem câți bani intrăm cu coolerul ăsta. Deci 21 cam depășește. No, o să schimb. Nu mă depășește cât cu 5 lei. Da.
Deci, încă o dată vă reamintesc, nu băgați în Ok, seamă îl punem pe fiecare. ăsta pentru că, na, chiar e ok. Hai să ne uităm totuși la un review ceva, să vedem ce zic băieții pe aici prin comentarii, pentru că, na, trebuie să te asiguri, știu că ea, ăsta știu că merge pe M3+, pentru că m-am mai uitat o dată. Ia să vedem. A8, deci ține un A8 care consumă cât de cât. Deci ține un i5 în 50-60 de grade, e ok. Uite, deci un FX 8300, dacă ține un FX 8300, n-are cum să nu țină 6300. Pe bun, cam ăsta e build-ul, eu am terminat tot. Ok, și eu am terminat. Bun, o să le salvăm ca wishlist, o să lăsăm în descriere și o să lăsăm și un strapul și voi o să trebuiască să votați. Sper că am făcut episodul și dacă mai vreți episoade, nu uitați să lăsați și voi un like și să ne spuneți în comentarii un preț pentru care ați vrea să facem un PC. O să Următorul fac pe și eu, care. da, următorul PC. Și na, o să fac și eu și ea. Deci puteți să vă alegeți de acolo, poate chiar o să vă cumpărați un PC. Eu zic că Da. e un PC foarte bun ăsta, adică nu, Ok. îmi place chiar destul de mult. Și da, ne auzim data viitoare. Salut!